Universitatea Spiru Haret derulează proiectul POSDRU Europa 2020, program masteral în diplomație publică. Cu ocazia deschiderii noului an universitar la sediul din Berceni, studenții au aflat cele mai noi informații cu privire la acest program unicat în Europa. Avem o prezentare a unor oportunități de astea spune de cea mai nouă generație în domeniul studiilor diplomației internaționale. Este vorba despre un program masteral pe care facultatea, universitatea și facultatea îl lansează începând cu acest an. Program masteral nu unicat în România, unicat în Europa. Programul masteral urmează să fie acreditat în cadrul acestei facultăți de științe socio-umane. Se va numi comunicare internațională și diplomație publică. Va fi un program interdisciplinar care va utiliza cadre didactice și, evident, competențe din cadrul mai multor domenii, științele comunicării, drept, marketing, relații internaționale și studii europene. La sediul didactica al Universității Spiru Haret, studenților prezenți la deschidere li s-au prezentat oportunitățile de viitor din domeniul diplomației. Acțiunea are loc în cadrul programului Zilele Carierei în Diplomație Publică. Zilele Carierei în Diplomația Publică reprezintă un eveniment ce se desfășoară pe durata a 3 zile și care își propune să introducă pe participanți în orizontul profesiilor pe care le pot avea după încheierea programului masteral în diplomație publică, care prezintă obiectivul proiectului finanțat prin fonduri europene în care acest program masterat este dezvoltat. Consider că acest program în domeniul diplomației publice este un program extrem de interesant în ceea ce privește cariera profesională a absolvenților pe viitor. Fără îndoială, diplomație publică trebuie să existe la toate nivelele și, fără îndoială, în societate trebuie să uzăm de aceste instrumente pentru a ne atinge scopul. A avut loc și o nouă acțiune în cadrul evenimentului Zilele Carierei în Diplomație Publică. Una dintre principalele întrebări pe care ne-au pus-o studenții de lungul celor 3 zile de eveniment și de prezentări este: ce este diplomația publică, în primul rând ca și concept, și ce se poate face cu genul acesta de calificare. Diplomația publică este, practic, modalitatea prin intermediul care o instituție publică, o instituție guvernamentală, o firmă, o țară chiar se adresează publicului străin, nu prin intermediul canalelor guvernamentale specifice, ci direct. Programul masteral în diplomație publică de la Universitatea Spiru Haret, realizat prin proiectul POSDRU Europa 2020, program masteral în diplomație publică, facilitează oportunități reale de carieră, oferind absolvenților cele mai bune abilități și competențe pe care le cer angajatorii pe piața muncii.